Mă ocup de toroș caposta, vă spuneam, pomana porcului pe care o fac ungurii în anumite zone, pomana porcului cu varză. Mergem la ea. Pentru început, deci pentru început, avem niște bucăți de carne mai grase pe care le tăiem, le punem la topit să-și lase untura. O pun în oală așa, ia cât, hop, așa, și peste ea câteva picături de apă. Bun. Ca să apuce să lasă un pic de grăsime, să nu se prindă. Acum, pe oalele astea teflonate, nu o să se prindă, dar... Așa, până când avem suficientă untură ca să putem găti, mă apuc și tai exact două cepe medii, deci nu foarte mari, le tai, le mărunțesc. Hop, hop, hop. Am terminat de tăiat ceapa. Între timp, cu puțină apă, am pus acolo să lasă untura bucățelele de grăsime. Eu le ascult tot timpul cu urechea, știu după sunet dacă s-a evaporat apa și dacă trebuie să mă duc la ele să văd să nu se ardă cumva. Bineînțeles că pomana porcului fără carne de porc nu se poate. Ea se face cu carne de lucru, dar acum eu am fost un pic... aglomerat aici cu gătitul și se prea poate să nu-mi fi lăsat destulă carne și nici carnea cea mai potrivită pentru așa ceva. Se fac cu, se numește carne de lucru. Na, nu cele mai bune bucăți, nici cele mai rele. Nu contează, asta aș putea chiar să o zvârlu peste fetele astea aici. Ia să vedem, ia că a mai căzut o bucată de grăsime care am pus-o aici la topit. Aici trebuie să mai las puțin, măcar să se ungă bine fundul tigăii înainte de a pune ceapa și bucățile de carne. Ma, până la urmă, ca să înțelegeți esența conceptului de pomana porcului. Atunci când se taie porcul în gospodăriile, cum vă spuneam, mai ales din Transilvania, nu-i prea mult timp. Toată lumea e ocupată. Nu e ușor să tai un porc și să-l împarți și să-l repartizezi așa cum vrei. Și atunci nu-i timp. Și atunci o persoană, în general, gospodina casei, se ocupă să facă cea de mâncare pentru că atunci cândva, în jurul orei 2-3, când oamenii morți de frig, care au stat afară și care au lucrat, să mănânce ceva rapid și gustos și totuși din porcul care tocmai a fost sacrificat. De asta, felurile astea de bucate, deci pomana porcului, sunt niște chestii care se gătesc, care sunt gustoase și care se gătesc rapid, nepretențios, cu nu foarte multe etape. Asta este ceea ce fac acum. Cum vă spuneam, în zonele cu influențe maghiare se face această pomana porcului, toroș caposta, o pomana porcului cu varză. Nu o să mai vedeți în multe locuri combinația asta cu varză. Atenție! Ia uite, s-au rumenit, venim cu ceapa peste ele. Hai! Am pus ceapa peste ele. Ceapa o să lasă un pic de zeamă și ele își opresc. Nu se mai prăjesc, cel puțin. Nu o să las mult ceapa, să fie foarte clar. Maxim 5 minute să se moaie, după care o să vin cu carnea. O să mai pun niște piper și nu o să pun sare. Și vă spun de ce, pentru că eu peste toată chestia asta, la sfârșit, vin cu niște varză murată, care trebuie să fiarbă aici sănătos. Și în funcție de cât este de sărată varza murată, adaug sau nu adaug sare.
de scos sarea nu mai am cum să o scot. Că atât ai varza. Eu cred că o să iasă bine. Deci numai niște piper o să pun și o să mai pun un ingredient special care o să vi-l dezvălui atunci. Rețeta de bază, așa cum o fac ungurii, este că atunci când bucățelele astea au lăsat untura și avem deja untură, ei deja pun semințe de chimin sau chimeon care se prăjesc în untură. Nu sunt adeptul nici al semințelor întregi, pentru că foarte multă lume nu le place să le simtă în din semințele întregi, și nici al prăjirilor, pentru că la temperaturile alea, semințele de chimen efectiv se prăjesc, nu-și lasă aroma. Nu pun chimenul cum îl pun ungurii de obicei. Am pus ceapa, o să pun mai târziu. Aroma de chimion este binevenită în mâncarea asta, chiar grozavă, dar o să pun chimion pudră și nici de cum semințe. Cum vă spuneam, toată lumea se împacă cu semințele de chimion. Uite și carnea, corespunzătoare, cum vă spuneam, carne de lucru. Hai să amestecăm. Peste punem niște piper. Sare, v-am oferit motivele pentru care nu pun încă. Să știți că piper trebuie destul de mult. Asta e o mâncare care trebuie să fie condimentată bine. No, piper merge mult. Nu vă jenați. Bun, altă etapă. Am lăsat carnea să se prăjească împreună cu ceapa. Mai pus și piper până când văd că s-a albit peste tot. Nu mai avem carne roz. Ei, când s-a albit înseamnă că s-a închis porii. Și de aici venim cu niște vărzucă, vărzuță, spuneți cum vreți, murată. Ea e murată așa, tăiată. Fideluță care o răstorn. Ia cătă. O răstornă aici, hai să vedem câtă e, că s-ar putea să mai trebuiască. Cum vă spuneam, murată și tăiată măruntă. No, asta, toroș coposta, cum vă spuneam, tor e pomană, coposta în limba maghiară înseamnă, nu coposto, că e caposto, înseamnă varză. Ia câtă. Asta acum are câtă carne trebuie, câtă varză trebuie. O lăsăm să fiarbă, asta trebuie să fiarbă măcar o oră și ceva la foc mic și la sfârșit să pun ingredientele speciale care îi dau gust. Pune capacul, mă uit la foc, îl mai reduc puțin, da, l-am mai redus puțin și o lăsăm aici o oră și ceva să se moaie carnea, să se moaie și varza murată. Bun. Ea fierbe de o vreme aici cu capacul. Acum, între timp, o să iau capacul pentru că trebuie să o las să scadă puțin. Na, mie mi se pare prea zemoasă. Un pic trebuie să o las să scadă puțin. Nu e niciun fel de problemă. Stai cu minte aici. Este aproape gata. Mâncarea de varză cu carne de purcel proaspăt, cum vă spuneam, cum se face pomana porcului în anumite comunități maghiare și chiar și române, undeva pe zona Banatului, Arad, Timișoara fac treaba asta. Nici nu știu dacă sunt strict luate de la unguri sau sunt luate și de la jvabi. Nu contează treaba asta. În ceea ce am făcut până acum, mai bine pus chimen. Maghiarii pun chimen de la început și pun chimen semințe. V-am spus treaba asta. Mie, pe mine nu mă încântă pentru că cunosc o mulțime de oameni care nu le place să spargă între dinți semințe de chimen și atunci o să pun chimen măcinat. Dă o aromă deosebită. Nu pune mult. Așa. Și ceea ce se pune iarăși este esențial. Ea nu se acrește și nu se mai pune în ea
roșii sau suc de roșii. În ruptul capului se pune doar boia de ardei dulce din belșug. Eu o să pun două furculițe, două lingurițe, pardon. Cu furculiță mai greu luăm. Ea trebuie să fie roșie, dar roșie de la boioa dulce, în niciun caz de la sucul de roșii. Na. Anumiți bucătari și acolo, în vestul țării, se mai pune cimbru, mărar. Eu, deoarece varza pe care am folosit-o a fost murată cu cimbru și cu mărar, nu mai pun cimbru și cu mărar în plus. Are o aromă de cimbru și cu mărar, pentru că varza așa a fost murată, cu cimbru și cu mărar. Na. Uite, e roșie. La asta mai trebuie 5 minute împreună cu ce am pus acum, adică boiaua și chimionul, să bolborosească încet. Și cu asta am terminat treaba. După părerea mea, e gata. Bolborosește aici. Mama. Și opresc focul. Nu mai las. Ia să vedem. Nu s-o gingaș la arsuri. Nu degeaba se face asta la tăiatul porcului, absolut minunată. Acrișoară, varzacră, se face câte un cazan mare în care mănâncă toți. Henteșii, adică măcelarii, cu familiile gazdelor care taie porcul, absolut minunată. Aș vrea să stau să o aprofundez. Se simte și aroma de chimion și aroma de cimbru și de mărar de la varzacră și de carne de porc proaspătă. Minunată!